Două unități de învățământ preșcolar din Deva, grădinița cu program normal numărul 3 și grădinița cu program prelungit numărul 2, au fost reabilitate în întregime. De această investiție a municipalității beneficiază peste 400 de copii. Grădinițele respective corespund de acum tuturor standardelor europene. Recenta reabilitare este cea mai amplă investiție făcută în cele două grădinițe în ultimii 30 de ani. Sunt investiții foarte importante. Vreau să menționez faptul că în ultimii 30 de ani nu au mai avut loc lucrări de o asemenea anvergură în cele două grădinițe. Iată că am ajuns la finalul lucrărilor și pot să spun cu sufletul deschis că cei peste 400 de copii care își desfășoară cursurile la grădinița cu program prelungit numărul 2 și grădinița cu program normal numărul 3 din Deva, de astăzi au condiții la standarde europene. De câteva zile a intrat în renovare grădinița din cartierul Dacia, termenul de finalizare al lucrărilor fiind de 12 luni, adică până în luna februarie anului viitor. Totodată, în zona Zăvoi din Deva se construiește o nouă unitate de învățământ preșcolar. Finalizarea construcției pentru grădinița din Zăvoi, una cu 80 de locuri, este prevăzută pentru acest an.